Corpul H, ce aparține Universității 1 decembrie 1918, a intrat de ceva timp într-un amplu proces de reabilitare, urmând ca pe viitor clădirea să primească destinația unui centru de cercetare multidisciplinară. De specificat că în secolul al XVIII-lea, clădirea implicată în noul proiect a funcționat ca și grajd pentru trupele austriece aflate în zonă. Ținând cont de valoarea istorică a clădirii, amenajarea interioară și exterioară nu s-a putut face fără efectuarea în prealabil a unei descărcări de sarcină arheologică. Bineînțeles, fiind o zonă amplasată în interiorul fostului castru roman și al cetății medievale ulterioare, acest sector trebuia investigat și din punct de vedere arheologic. Se știe că la nivelul secolului XVIII, în această zonă a fost ridicat un grajd, unul din grajdurile ridicate pentru trupele austriece încartiruite în cetatea Voban de la Alba Iulia, cetatea Alba Carolina. Proiectul de reabilitare și reamenajare a acestei construcții, avizat de Comisia Națională de a Monumentelor Istorice de la București, punea problema unei asistențe arheologice, respectiv mai mult a unei supraveghere arheologice, pentru că această clădire nu trebuia să fie pusă în pericol. Cu toate acestea, pentru a afla stratigrafic ce succesiune de locuire s-a derulat în această locație, specialiștii noștri și instituția noastră a pus problema realizării unor sondaje arheologice care să arate trecutul, evoluția istorică a acestei zone. Urmele trecutului care împânzesc cetatea Alba Carolina la orice pas au fost descoperite și în zona corpului H, ele datând din perioada romană și medievală. Au fost identificate mai multe complexe aparținând perioadei medievale și aici vorbim de la evul mediu timpuriu, cele mai multe, locuințe semi-adâncite, gropi menajere, gropi de provizii, urcăm apoi spre evul mediu dezvoltat, unde am avut din nou mai multe complexe arheologice, tot de genul acesta, urme de trasee de locuințe, să spunem. Ce se poate bănui că aceste construcții ar fi aparținut fostului ansamblu al mănăstirii iezuite în această locație. Din păcate, cercetările nu au putut fi extinse foarte mult, vă spuneam că se punea în pericol structura și așa destul de precară a zidăriei acestor grajduri de secolul XVIII, care într-adevăr nu sunt clasate în lista monumentelor istorice, dar sunt un obiectiv important și sunt oricum inedite pentru secolul XVIII, pentru Transilvania. Coborând mai jos însă stratigrafic în sondajele noastre, am ajuns și la perioada romană. Din epoca romană am găsit structura unui zid, posibil dintr-o ori o eventuală baracă, ori din Horea, magazinele de cereale ale castrului. Este prematur să spunem acum ce destinație aveau, pentru că am găsit un foarte mic segment din acest zid. Majoritatea zidurilor romane fuseseră alterate de complexele din evul mediu timpuriu, care au tăiat efectiv aceste zidării romane, au reutilizat piatra probabil pentru alte destinații din interiorul cetății medievale și au distrus, bineînțeles, iremediabil partea aceasta de sit roman. Noi am înregistrat toate datele arheologice ce se putea localiza în interiorul acestei construcții și pentru că ajunsesem și la un nivel de adâncime care putea să pună în pericol structura zidurilor actuale, respectiv la peste 3 metri adâncime, față de nivelul actual de călcare, s-a luat decizia să se închidă acele casete. Descoperirile din interiorul corpului H nu vor fi valorificate spre vizitare. Ele ar fi trebuit să fie extinse ca să putem propune ceva real spre valorificare. Tocmai de aceea, ele vor fi marcate, de fapt, partea aceasta de epocă modernă, ev mediu târziu, epocă modernă, vor fi marcate în pardosea la viitoarei amenajări, iar restul descoperirilor sunt înregistrate și vor face obiectul unei analize suplimentare de specialitate și vor fi publicate, puse la dispoziția și a beneficiarului și a publicului larg. Având ca durată de finalizare 54 de luni, viitorul centru de cercetare multidisciplinară va cuprinde, pe lângă anexe, 15 laboratoare, săli de cursuri și seminar.